Candidatul PSD pentru primăria Suceava, Tiberius Brădețan, consideră că lucrările pentru construcția centurii de sud a municipiului Suceava reprezintă cel mai important proiect al zonei de tip metropolitan. El a amintit că socialdemocrații din Consiliul Local au propus încă din anul 2013 un set de propuneri concrete pentru decongestionarea traficului din municipiul Suceava. Tiberius Brădețan a declarat că Suceava are nevoie de o centură de sud pentru a rezolva problema traficului spre Burdujeni. Mă voi implica personal ca pe lângă o zonă pietonală de subtraversare a bazarului să realizăm centura de sud a Sucevei pe traseul unor drumuri balastate deja existente în comuna Ipoteș și orașul Salcea, a spus Brădețan. El a explicat că traseul centurii de sud ar fi de la drumul E85 satul Ipotești, apoi pe lângă pădurea Rediu și continuând cu joncțiunea cu șoseaua Ipotești-Bosanci. Proiectul ar urma să presupună și construcția unui pod nou peste râul Suceava la Tișăuți, în zona gropii de steril, șoseaua continuând cu intersecția cu drumul betonat care ajunge la Iulius Mall, iar apoi pe drumul balastat care duce la Salcea. Singura situație prin care un nou pod peste Suceava capătă sens și nu este doar un proiect inutil care să nu fie parcurs de participanții la trafic este centura de sud a orașului, a arătat Brădățan. Candidatul PSD pentru primăria Suceava a arătat că la fel ca mai toate proiectele pentru zona metropolitană și acest proiect vital pentru municipiul reședință de județ și pentru zona adiacentă acestuia nu a fost mișcat niciun milimetru în ultimii ani, când PDL-ul a avut majoritate în zona metropolitană ca urmare a lipsei de viziune și profesionalism. Tiberius Brădățan spune că în calitate de primar al Suceavei, proiectul centurii de sud a municipiului se va afla pe prima poziție în topul priorităților, fiind soluția principală la descongestionarea traficului rutier. El consideră că centura de sud a Sucevei va fi esențială pentru proiectul noii zone industriale care va fi amenajată în zona termică. Tiberius Brădățan a amintit că socialdemocrații din Consiliul Local au propus încă din anul 2013 un set de propuneri concrete pentru descongestionarea traficului din municipiul Suceava, una dintre acestea fiind întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru executarea cel puțin unui pod peste râul Suceava. Cu toate că în bugetul pe anul 2013 au fost prevăzute fonduri pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate, executivul nu a făcut acest lucru, a încheiat Brădățan.